soarele nu este în flăcări. Cei mai mulți oameni când își imaginează soarele, își imaginează o bilă mare de foc care arde. Dar soarele de fapt este o bilă de gaz. Ea arde lucruri prin fuziune nucleară în mijloc, în centru, și asta înseamnă că în fiecare secundă 700 de milioane de tone de hidrogen se transformă în aproape 700 de milioane de tone de helium, și când acest lucru se întâmplă, energia este liberată sub formă de raze gamma, care se transformă în lumină, astfel că ea emite lumină și căldură, dar nu arde. Pentru ca un lucru să ardă, să fie considerat în flăcări, trebuie să existe oxigen, și oxigen nu există, astfel că soarele nu arde. Multă vreme s-a crezut că Soarele este singura stea care are planete, dar experții acum cred că cel mai multe stele din Calea Lactee, galaxia noastră, au planete care le înconjoară. Iar fiecare planetă care se află în afara sistemului nostru solar se numește exoplanetă, și știm că aceste planete există, cu toate că ele nu au lumina lor, pentru că afectează modul în care arată o stea. Ele afectând nivelul de lumină pe care o stea îl arată, și când acest nivel de strălucire oscilează, este evident că o planetă orbitează și trece prin fața câmpului nostru vizual, văzând astfel mai puțină lumină. Oamenii nu explodează în spațiu. Cu toate că spațiul este aproape vid, nu este total vid, ceea ce înseamnă că oamenii nu pot să supraviețuiască mai mult de câteva secunde, tot nu explodează. Corpul gol când este expus spațiului va începe să se umfle, în mod special aerul din plămâni, apa și carnea, dar pielea omului este destul de groasă încât explozia nu poate să aibă loc. O persoană care este expusă spațiului până la urmă va muri când circulația se va opri, pentru că gazele dizolvate din corp vor începe să formeze bule de aer și vor bloca sângele să curgă, și în funcție de poziția în care ești spre soare, până la urmă vei îngheța, dar înghețul și acela nu este ca în filme, rapid, în câteva secunde, ci va dura mult mai mult decât vei putea supraviețui din cauza blocajului de sânge. Moartea nu are loc nici într-un caz instant, ochii nu ți ies din cap, nu explodezi așa cum ai vedea în filme. Următorul mit este cu privire la pixul acel celebru pe care NASA l-a dezvoltat în anii 60, pe care a cheltuit milioane de dolari în timp ce rușii au folosit un creion normal. Dar în 1965 și NASA avea 34 de pixuri mecanice pe care le foloseau pe navele lor spațiale. Iar mai târziu o companie privată, Fisher & Company, a dezvoltat un pix care costa cam $1,000,000 și NASA a început să-l folosească, iar mai târziu și sovieticii au început să folosească același pix pentru că era un pix foarte bun pentru spațiu. În filme vei vedea că oamenii în spațiu sunt în gravitație zero, dar asta nu este adevărat. Gravitația este cea mai importantă forță din univers și nu dispare pur și simplu când părăsești suprafața Pământului. Ea este necesară pentru toate lucrurile, de la faptul că Luna stă în loc și orbitează Pământul, până la faptul că Soarele stă în locul lui în Calea Lactee și că lucrurile nu au pur și simplu razna. Gravitația încă există, dar ceea ce astronauții experimentează în spațiu este microgravitație, și asta pentru că din punct de vedere relativ, în spațiu ești în cădere constantă, astfel că ți se pare că nu ai niciun fel de greutate, dar de fapt ai. Mai recent s-a descoperit că găurile negre nu sunt viduri, nu sunt ca un aspirator care suge tot înăuntru. Oamenii de știință comparându-le acum mai mult cu plantele carnivore. Practic, ele nu sug totul, ci stau liniștite cu mintea acolo în locul lor, până când o stea, dacă se întâmplă să se apropie prea mult, gaura neagră se activează și atunci o absorbe. Și chiar și atunci doar unele obiecte din jurul găurii negre sunt distruse și absorbite de gaura neagră. Dar uneori se poate întâmpla să treacă prin ele și să iasă prin cealaltă parte. Desigur, în altă parte universului, într-un alt timp, în forma unei fantome care vorbește cu fetița lui. Luna nu se învârte în jurul Pământului în fiecare zi. Luna are un ciclu de 28 de zile, iar cândva calendarul era după lună, după cele 28 de zile, de unde și faptul că luna calendaristică poartă numele de lună. Iar această rotație are loc în 27,3 zile, care are chiar 5 variații. Iar luna nu are o parte întunecată, așa cum ai auzit în filme. Luna orbitează în jurul Pământului și întotdeauna se învârte în jurul propriei axei, astfel că noi întotdeauna vedem aceeași parte a lunii, indiferent unde se află sau în ce zi a lunii ne aflăm. Dar partea opusă a lunii nu este întunecată. Primește la fel de multă cantitate solară ca și cealaltă parte, doar că noi nu o vedem. Așa că nu este partea întunecată a lunii, ci este partea nevăzută a lunii. Pe Pământ, peste tot, există ceva. Chiar și dacă te uiți la mâna ta și ai crede că nu este nimic între ea și tine, adu-o cu viteză înspre tine și oprește-o. Nu o izbi de față și ai să simți un curent de aer care te-a lovit. E bine, în spațiu nu există acest lucru.
astfel că nu există nici sunet, pentru că nu are prin ce să se miște sunetul, nu are un mediu prin care să se miște. Spațiul este foarte ciudat din acest punct de vedere, iar atunci când vezi luptele în spațiu, piu, 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 acelea nu au cum să se audă. Poți eventual, dacă ești într-o navă spațială, să auzi sunetele pe care le faci, dar nu cele care vin înspre tine, nu ale navetei spațiale care trece pe lângă tine, nu a navetei care a explodat, a nimic. Ceea ce este fascinant însă este faptul că planetele au un sunet al lor. Fiecare planetă emană radiații care pot să fie interpretate și auzite ca sunete. Vă las câteva secunde cu sunetul fiecarei planete. Sunt pe cât de fascinante, pe atât de înfricoșătoare chiar. Nu există foc și explozii în spațiu. Focul nu este un obiect, este o reacție, este arderea gazelor în aer. Fără aerul în care poate să-și elibereze energia, lumina și căldura, focul nu poate să existe. În spațiu există bucățele de aer, dar exploziile pe care le-ai văzut în filme sunt false. Pot să existe explozii micuțe, scurte, explozii care pot să fie susținute de aerul care încă se află în naveta spațială. Dar acea explozie durează doar o secundă, pentru că acel aer fie este consumat imediat de flăcări, fie este absorbit, iar flăcările se sting instant. Că există o gaură într-o navetă spațială, aerul imediat este subt afară și naveta se strânge, nu explodează. Și această implozie nu ar conține flăcări pentru că nu mai este aer. Și chiar și rachetele, motoarele rachetelor pe care le vedem că scot flăcări, au nevoie de aer și există rezervoare de oxigen aduse pentru acele motoare ca să poată să susțină flacăra și să se miște dintr-un loc într-altul, altfel neputând. Astronauții în filme se mișcă prin spațiu ca și cum n-ar fi nicio mare problemă. Iar în timp ce rucsacurile cu aer comprimat există și poți să te miști cât de cât, acelea nu sunt în general folosite ca în film. În practic, acestea sunt văzute mai mult ca o măsură de siguranță pentru un caz extrem, ca ultima opțiune, doar în cazul în care astronautul se trezește că nu mai este legat de restul navei și plutește prin spațiu, putând atunci să le folosească pentru a se întoarce înapoi la siguranță. Iar acestea trebuie să fie foarte mari pentru a conține destul combustibil. Și când sunt atât de mari, sunt mult mai puțin utile în zborurile normale în afara navei și nu poți să cari destul combustibil încât să mergi destul de departe. Astronauții, dacă ies, întotdeauna sunt legați și ei nu vor alege niciodată să zboare prin spațiu nelegați, pentru că este în mod special de periculos. Iar navetele spațiale nu au fost făcute cu gândul unui pilot și echipajul său care îl duce la peste 100 de kilograme, izbindu-se de ele din toate direcțiile de unde vin după plimbarea lor prin spațiu. Tot pentru azi, dacă v-a plăcut episodul, spuneți-mi în secțiunea de comentarii de mai jos. Am mai făcut deja unul și vă recomand să-l urmăriți. Puțin dintre cei care urmăresc canalul sau se uită la clipurile care merg ceva mai bine l-au urmărit, cu toate că mi-a plăcut tare mult să-l fac și cred că este unul dintre cele mai bune clipuri ale mele și mai utile. Dacă v-a plăcut și acesta, spuneți-mi dacă vreți să mai fac în acest fel, în acest stil. Mie îmi place mereu să aflu un lucru nou despre spațiu. Întotdeauna am fost fascinat de acesta și aș vrea să dedic mai mult timp producerea acestui fel de episod, dacă există desigur interes. Pentru că mie, pentru mine să aflu lucrurile nu mi-a mult timp, dar să fac episodul pentru voi, acela mi-a considerabil mult mai mult timp. Asta a fost tot pentru azi, aștept să vă citesc comentariile, să văd cum numărul de abonați crește prin lovirea acelui buton de abonare și până data viitoare, eu sunt Alex Cosma și nu uitați, atenție, cad mere, nu doar pe pământ, ci și continuu în spațiu.